Am revenit aici la Agricultura, la Raport, discutăm despre soarta zootehniei în momentul de față și profităm de prezența invitaților. Domnul Budnariu, sunteți și vicepreședinte la Romovis, o federație puternică, cred că cea mai mare din România în momentul de față. Cum funcționează lucrurile în rândul crescătorilor de ovine după perioada asta a sărbătorilor pascale? Atunci a fost un vârf la produsele dumneavoastră ca preț. Acum au scăzut cu cât prețurile sau cât de tare au scăzut? Aveți piață de desfacere? A fost un vârf, între ghilimele, datorită lipsei de material pe piață, datorită condițiilor sanitare veterinare restrictive la nivelul crescătorilor de animale și obligativitatea ca toate animalele care vor fi comercializate să fie abatorizate într-un abator autorizat. Și nu s-a mai putut sacrifica în puncte de sacrificare independente și atunci prețul a crescut, dar crescătorii nu au avut toți acces la lucrul ăsta, pentru că erau costuri foarte mari să te duci cu animalele la abator, să vii cu mașina frigorifică, să te duci în piață, nu știai câte vei vinde în piață, nu știai câte să duci la abator. Și atunci toată lumea zice, păi de ce nu vindeți și voi sacrificat? Păi dacă crede cineva că ciobanul are timp să se plimbe între abator și piață și direcție sanitară veterinară, e greu. Respectivele abatoare mobile. Am văzut că și guvernul susține proiectul ăsta cu abatoare mobile. Un abator mobil este undeva la 60.000 de euro și se acordă grupurilor. 55.000 de euro plus TVA. 60.000, am zis, 1.000 de așa, ca să fie, are un număr limitat. Da, dar pentru comunitate, poate fi o soluție. Și cred că ar putea fi o soluție. Dar se acordă doar pentru grupuri de producători, nu și... E adevărat. Nu. Asociații. La nivelul județului Buzău sunt deja 5 abatoare pe programul acesta finanțat pe AFIR. Au aplicat persoană juridică, deci nu este asociată, și deja sunt 5 proiecte care sunt eligibile. Persoană juridică, asta nu știam, persoană juridică, pot dar persoană fizică AFIR, pot fi prin AgriCover sau sigur, cu banii jos, sigur. Cum să spune. Și să știți că sunt omologate și eu zic că reprezintă o supapă tocmai pentru a evita aceste lucruri care, într-adevăr, îngreunează activitatea unui crescător de ovine, dar în același timp acum am avut o revelație și cred că asta a fost și scopul anului 2019. Obligativitatea de a ajunge către un abator. Cum a spus asta, sau un punct de sacrificare. Poate că ăsta a fost scopul, dar ar vrea să mă gândesc și eu cum crezi dumneavoastră că un crescător cu 200 sau cu 100 sau cu 50 și-ar putea permite un abator sau să facă un proiect în care majoritatea sunt persoane fizice prin care să achiziționeze și cu ce să garanteze un abator care valorează de 10 ori cât turma lui. Nu cred că Dar nu cred că e eficient să cumpere un astfel de crescător. Nu, ar trebui problema cineva să și presteze servicii către ceilalți. Presteze servicii, dar asociațiile nu au fost eligibile. Doar societățile sau grupurile de producători? Cred că și asociațiile. Nu. Am fost personal aici, nu? Am fost personal la direcția agricolă și asociațiile nu sunt eligibile din asociația start. Din zona de sud. Orice asociație. Da. O să vorbim de asociații. Colegii mei din regie, dacă pot să-l sune pe domnul Zoltan Haller, reprezentantul asociației crescătorilor de vaci. Asociațiilor, nu crescători. Nu, dumnealor se ocupă de aceste abatoare, au adus proiectul ăsta în România și cred că putem să eu am fost la direcția agricolă și atunci, de asta nici n-am mai avut discuțiile că au zis că asociațiile din start. Oricum, este un început, lucrurile au început să se deblocheze, administrația locală de acolo poate să amenajeze o platformă unde aduce utilitățile, pentru că să știți că s-a plecat și haideți să ne oprim aici. Da. Administrația locală poate să amenajeze o platformă unde câte administrații locale au o platformă amenajată? Nu, i-am spus că de acum încolo, pentru a aduce abatorul. Domnul vicepreședinte, nu trebuie să fim chiar așa de pesimiști, pentru că lucrurile pasul, trebuie să recunoaștem așteptăm că... Așteptăm pasul întotdeauna de la crescător. Crescătorul trebuie să facă, crescătorul trebuie să plătească. Nu, crescătorul nu asociația... trebuie să facă nimic. Eu am trecut printr-un proiect în acesta în 2013, tot cu comunitatea, cu primarii, cu platforma, cu tancurile de răcire. Deci guvernul zătea un tank de răcire, primarul trebuia să vină cu platforma, adică beton, apă și curent.
Nu spațiu. Din 3200 de comune au fost vreo 300. Da? Și eu mă angajam să le rezolv cu laptele, sub să le găsesc beneficiari, să le iau. Da. Pentru că aici nu se angajează nimeni să le am ei. Și Berbecii și Carcasa. Vedeți? Da, să înțeleg. Deci să înțeleg că în ultimii 3 ani nu s-a făcut nimic bun în agricultură. Am zis eu așa păi ceva. Nu, da, bă, păi, aia nu, nu e bine, aia nu e dar bine. Dar cum ai zis că nu e bine? Păi, nu-mi puneți păi, vorbe în păi gură, nu, da, deci eu am spus foarte clar că și sunt OAT-uri care sunt dispuse să amenajeze bun, astfel încer, de... Bun, îmi cer scuze. Haideți că l-avem la telefon pe domnul Zoltan Haller, vicepreședinte Asociația Crescătorilor de Vaci Bălțată Românească, tip Zimantal. Bună seara! Bună seara! Domnul Haller, am apelat la dumneavoastră pentru a lămuri câteva probleme, câteva aspecte vis-a-vis de aceste abatoare mobile. Aici, în platou, la Agro TV, alături de mine, sunt domnii Dănuț Păle, vicepreședintele Comisiei de Agricultură din Camera Deputaților și medic veterinar în același timp, domnul Cristian Budnariu, vicepreședinte Romovis, da? Și domnul Dorin Cojocaru, președintele April. Bună seara invitațiilor dumneavoastră! Salut! Uitați, încercăm să lămurim toate aspectele vis-a-vis de cine poate achiziționa aceste abatoare mobile. Pentru că domnul Budnariu, care reprezintă crescătorii de ovine, spunea că cei din asociații, da? Da. Nu au posibilitatea să achiziționeze... Grupuri de producători. Cum? Doar grupuri de producători. Asociațiile comerciale. Asociațiile nu pot achiziționa acest abator mobil. Noi l-am contrazis aici, dar cred că dumneavoastră aveți mai multe argumente să informați. Ne informați atât pe noi cât și pe telespectatori. Vă rog. Bine, așa o primă întrebare. De ce nu pot să achiziționeze asociațiile? Păi așa a spus la Direcția Agricolă. Direcția Agricolă am primit răspunsul. Deci vorbim de achiziții în cadrul unor proiecte PNDR? Da. Da. Au fost acum date prin cadrul direcțiilor agricole achiziționarea de abatoare mobile. Iau speța noastră, nu știu, pentru alte lucruri. Abatoare mobile pentru oi. Și de acolo am primit răspunsul că doar grupurile de producători sau, sau societăți comerciale, nu și asociații. Da, este corect. Pe măsura 4.2, în cadrul PNDR, nu au, asociațiile nu au fost eligibile, dar fermierii au fost organizați în întreprinderi individuale, SRL-uri, PFA-uri, cooperative sau grupuri de producători au fost eligibili și s-au încadrat. Deci dacă asociația nu a putut să aplice, a putut să aplice fermierul individual care face parte dintr-o asociație. Până la urmă, aproape e același lucru. Nu e același lucru, pentru că într-o asociație ai 2-300 de, 2-300 de membri, iar fermierul individual are 50, 100, 150, 200, 300, acum nici nu mai sunt fermieri mari, mai, cel puțin în sud, cu un număr mare de oi. Și atunci am căutat să aplicăm noi sistemul ăsta, să-l putem merge cu abatorul mobil pentru a putea sacrifica în anumite zone. Sau măcar să facem un program pilot, la asta a fost și prima idee, să facem unul, să vedem că funcționează și după asta să mai aplicăm pentru altul. La nivel de dar dacă nu ai un exemplu, să dai un exemplu că poate fi funcțional. Nu știu, eu n-am văzut neapărut nicăieri în media un abator ăsta mobil care să-l dea, uite domnule, intră oaia, este carcasă, vine cumpărătorul. Cred că numai la noi aici, la Agro TV, a fost de câteva ori un astfel Brașov, de... Da, deci sunt abatoare containerizate, ele sunt amplasate pe o locație fixă. Pentru că pe acea locație fixă se eliberează un cod de exploatație, ca atare animalele vor trebui duse la aceste centre de sacrificare. Deci se înțelege că abatoarele mobile sunt într-o locație fixă. Deci abator mobil este un termen, din punct de vedere al construcției, fiind fără fundații, este considerată construcție mobilă, pentru că nu are fundație. Dar ea nu trebuie să ne închipuim că îl luăm astăzi, ne plimbăm într-un sat, mâine într-un alt sat și așa mai departe, pentru că legislația nu permite acest lucru ca să ne plimbăm cu acest abator mobil. Poate acea rulotă comercială care este atașată și este parte din concept,
acearul lor se poate deplasa în diferite locații din toată țara, ci se poate vinde prin intermediul acelei rulote o cantitate de până în 3.000 de kilograme pe săptămână. Deci aia este partea mobilă efectiv, dar abaturul este legat de o adresă clasică unde omul o să primească un cod de exploatație pe adresa stradală respectivă. Eu mă așteptam să vină abatorul către cioban și nu ciobanul către abator. E același lucru, nu? Am schimbat cu ceva? Nu, domnul Cristi Bunariu spune așa. Sunt niște condiții care trebuie să respectate. Da, eu vă înțeleg perfect, domnul Haller. Da. Noi credeam că în zona de sud sunt foarte mulți membri în asociația asta Giurgiu Tellerman-Olt și nu sunt cioban care, sau oier care să aibă mii de oi. Și atunci unul are 300, altul 400, 500. Și asociația să gândea să achiziționeze acest abator mobil și să se deplaseze din Tellerman-Olt. Nu să facă un prestări servicii către oieri. Că așa, singura soluție era o cooperativă, spunem, oile la un loc. Nu. Deci nu se poate deplasa acest abator de la o stână la alta ca să sacrifice animalele. Pentru că nu sunt respectate condițiile sanitar-veterinare, sunt respectate condițiile de racordare la utilități, iar acele avize de funcționare se dau pentru adresă clară, bine stabilită. Deci nu merge ca să ne plimbăm cu această unitate într-un loc în altul. Și nu așa a fost gândit și nu așa funcționează. În Hărman, la Asociația Crescătorilor de Bălțată România, este pus în funcțiune o astfel de unitate. Mai sunt unități de genul acesta puse în funcțiune în țară. Urmează și mai multe unități să fie puse în funcțiune ca atare. Acest proiect pe care noi l-am inițiat, sigur că de acum înainte o să se multiplice la nivel de țară. Mai mult de atât, pe acest sistem am creat și unitate de procesare lapte care este tot în container și aici dorim să ne adresăm în special fermierilor care sunt în zona montană și dorim să venim cu niște soluții astfel încât fermierii din România să aibă plus valoare în buzunarul lor și nu în zonarul unor intermediar, biștițari și așa mai departe. Bun. Mulțumim pentru lămuriri. Cu mare plăcere, oricând. Seară bună vă doresc, numai bine. E bine că am reușit să aflăm de la sursă toate informațiile. Abatorul mobil este fix? Nu, haideți să stabilim. Exact cum spuneam, dacă unul oate pe raza căruia avem crescători interesați, iar OAT-ul respectiv, primăria, ca să vorbim, vine în întâmpinarea oamenilor, poate să construiască acea platformă despre care a vorbit înainte domnul, unde vii, normal că trebuie să-l conectezi la apă și la curent. Niște reguli minime de igienă. Haideți să fim până acum. Păi vreau să vă spun că de unde s-a plecat mai mult decât atât. Știți foarte bine că discutând de bovină, că în județul Tulcea sunt foarte multe bovine care au fost diagnosticate cu leucoză enzootică bovină. Acolo au un anumit mod de a fi sacrificate. Păi gândiți-vă, singurul abator care era autorizat era la Vaslui. Da? Cât îi costa pe acești oameni să ducă bovinele la Vaslui? Iar aceste abatoare mobile în zonele unde avem astfel de probleme reprezintă o soluție. Dar asta înseamnă ca toată lumea să se implice și a spus foarte bine. Păi o primărie nu trebuie să se implice doar foarte bine, trebuie să construim infrastructura, drumuri, apă, curent, gaze. Dar ca să-mi securizez și să-mi dezvolt comunitatea locală, trebuie să am un parteneriat cu crescătorii de animale, cu fermierii, unde trebuie să încep să dezvolt procesare, pentru că noi spunem, domnule, am fost pe locul 1 în Europa la producția de porumb, pe locul 2 la floarea soarelui, pe locul nu știu. Dar haideți să începem și eu sper și discuțiile care le avem atât la Ministerul Agriculturii, atât la noi în comisie, pe următoarea politică agricolă comună și cel puțin în România, împreună cu AFIR-ul, vorbeam cu domnul director Cheznoiu, ne vom apleca să dezvoltăm unitățile de procesare, adică să dăm această plus valoare în România, să nu mai exportăm materie primă. O parte prin prelucrarea cerealelor și odată să dezvoltăm zootehnia, pentru că exact cum spune și aici îi dau dreptate domnului vicepreședinte, avem un potențial extraordinar. Ei au demonstrat că pot. Eu, ca stat, trebuie să încep să vin și să fac politici în favoarea lor, pentru că automat
PIB-ul României va crește, voi avea și crescătorii mulțumiți, dar toți trebuie să ne așezăm la masă să respectăm niște reguli, nu draconice, pentru că tot invocăm. Avem discuții pe ordinul 111. Doamne, hai să fim serioși. Ce e aia 300 de kilograme? Discutam cu un procesator din zona Buzău cu cărnații de prășcoi. Un băiat extraordinar. A ajuns la un rulaj de marfă de 20 de miliarde. Și îl limităm să nu poată să crească și el. Ce, doamne, vreau și eu să cresc la 800, la o tonă. Deci nu se autorizează pe regulamentul 853? Pentru că omul... Noi nu, pentru dacă comerț se... intracomunitar, că cu ordinul 111 nu poți face export. Deci sunt lucruri care... Cum până acum Autoritatea Națională Sanitară Veterinară spunea, dom'le, nu se poate să dăm drumul nici de măcar la ordinul 111. Iată că am relaxat. Și știi bine, Dorin, că în 2007 a venit tot un român care a fost la Bruxelles și a spus, închideți toate abatoarele și toate fabricuțele de procesare, că nu ne dă voie Uniunea Europeană. Și acum descoperim produsul tradițional, deci ne întoarcem după ce am distrus. Iată că avem multe lucruri. Nu sunt de acord că noi suntem singura țară cu două legi pe food safety. Avem același consumator, cetățeanul român, dar avem două legi pe siguranță alimentară. Și atunci, astea sunt lucruri care trebuie să ne așezăm cu toții și să reglementăm. Bineînțeles, cum am spus mai devreme, să respectăm siguranța, securitatea alimentară. Și avem toate posibilitățile. Și am văzut bine, a venit Ivan Pațaichin și a dezvoltat un nou concept în Delta Dunării, da? Cu acele case unde te poți caza și să mănânci, da? Păi, pentru că dacă te duci în Franța, o să vezi... Asta este și în Franța. Da? De ce noi nu putem, eu ca și consumator, încet să putem. Pot să merg la stână, că vreau să mănânc brânză, sistemul ăla tradițional. Da, vreau deci să-mi taie mie un miel așa, până mai liber. Nu, la noi e deja o crimă treaba asta, dacă ești găsit. Pentru a vinde produsul pe partea, piața locală, ordinul 111 e de ajuns, da? Dar ce înseamnă, pentru... dori în piața locală să mă limitez la 80 de kilometri? Nu. Păi așa spune. Deci eu n-am voie decât o anumită cantitate și 80 de kilometri. Hai să vorbim de piața locală, România toată. Hai să vorbim un pic. Ordinul ăsta al 111 poate să dea naștere la și abuzuri, da? Doi. Să mă trezesc cu mii de tone de marfă contrafăcută, luată din altă parte și așa mai departe. Da, dar totuși avem atâtea autorități. Trăim în România. Noi am discutat de unde pășunează. Deci nu discutăm, deci nu are nicio legătură ce am discutat. În concluzie, zic eu că toată lumea trebuie să se așeze la masă, să bată palma, să creează deci, un parteneriat. Ordinul 111 este mai mult pe propria răspundere. Și să nu uităm de coli, salmonelă și așa mai departe. Deci avem și copiii care consumă cred astfel că de produse. Cred că marilor procesatori, de micii procesatori. Dacă când intri într-un local în București, scrie local neautorizat ISU. Ai voie să scrii. Așa vreau să știu la, la voi, domnule. Fermă neautorizată. Mâncați pe proprie răspundere. De ce nu-mi dai mie voie să funcționez? Și nu-i dă voie să funcționeze în Părică București. Mâncați dumneavoastră, e treaba dumneavoastră. Dar păi nu e treaba mea, dar nu e treaba mea când intru în local, că scrie că nu e autorizat. Nu e treaba mea, nu înțeleg. Aveți și școli neautorizate. Păi nu, dar eu asta întreb. De ce se poate? Acolo riscul, și la... riscul pe toxii, infecții alimentare e mult mai mare și acolo decât omul, și 70 de oameni. Despre ce vorbim? Am vorbit că să ne așezăm cu toții și să găsim cele mai bune soluții. Cea mai bună soluție, da. Pentru dar nu poți să-mi vând siguranța alimentară și a nucleare cetățeanului. Da. Da? Deci, partea de igienă, DSP-ul, că el ține partea de igienă, să se facă datoria. Pentru că da, există HACCP, da, există ISO 22000, tu mai să respecti niște proceduri. Că dacă ți-a murit scroafa, degeaba, poți să-i cânti la ureche. Că numai dacă moare copilul sau moare un cetățean, bine, acum hai să nu mergem spre zone fataliste. Că păi așa, nu, dar se și poate acasă, întâmpla. Acum vorbesc ca persoană fizică. Și acasă sunt bucătării mai mult sau mai puțin dotate, păi, atât de mediu, mai adică mai tot timpul ingenci. Ar trebui să existe acest pericol. Sunt de acord cu dumneavoastră, dar vă ridic o minge la fileu și vă fac o propunere. Subvenționați buletinele de analiză, da, pe food safety, pe fluxul tehnologic de la furcă la furculiță și veți avea produse sigure din punct de vedere sanitar. Cred că ar fi cea mai simplă soluție. Deci, știți câte analize face un procesator pe lot? 3. A făcut și 5, dar datorită istoricului că n-a avut evenimente, face 3. Știți cât costă un buletin de analize pe dioxină?
450 de euro și îl facem în Hamburg, nu îl facem în România. Că nu, banii se duc în Europa. Asta e problema. Că trebuie să găsim, să facem laboratoare, să sprijinim buletinele de analiză, să subvenționăm detergentul, da? Tot ce înseamnă spălat, dezinfectat pe flux, ca să venim în întâmpinarea cetățeanului să-i asigurăm produse sigure și sănătoase. Haideți să venim un sprijin, să facem mai multe analize. Să vedem, avem coli, avem lepto, avem salmonella, avem ce avem. Fac parte din viața noastră. Da. Depinde câte avem. Și atunci, chiar când mai mă deranjează, dacă și cel pe ordinul 111 o să facă trei analize pe palet și cum face ăla din industrie. Un test de sanitate e $3. Un. Da, spun. Deci nu mai spun de teste pe antibiotic. Reziduri de antibiotic. E un euro, un test de la de scurt. Care faci domnul la fiecare. Vicepreședinte, pe propria răspundere faci atunci când completezi un act. Dar aici vin și spun, sunt zone unde nu te joci cu sănătatea. Lucrezi pe cele mai periculoase componente, făcând probe de laborator. La fiecare nivel, și slavă, domnule, siguranța mea ca individ este aceeași. Da, da, gândiți-vă deci, nu, că nu, mă gândesc, noi discutăm de, de microbi, deci voi asta nu-l vedeți cu ochiul liber. Păi nu-l văd, dar Parlamentul este o clădire neautorizată. Dumneavoastră lucrați da, într-un mediu neautorizat. Vedeți, noi lucrăm într-un risc. Lucrați, aveți poruri de risc lăsat. Da, nu. Nu, haide să nu, haide să păi păstrăm nu, da, da, păstrăm, dar vedeți, păstrăm discuția, deci regulile sunt decât pentru căței. Păstrăm discuția, ai respectă tu regula, nu, dar eu nu respect primul. Eu cred că primul ce am spus până acum am venit în ajutorul fermierilor și vreau să vă spun, și cred că Dorin știe că am mai avut discuții, chiar Autoritatea Națională Sanitar Veterinară trebuie să înțeleagă că încet, încet, dar v-am spus până la un anumit punct, trebuie să ne adaptăm și noi și să venim în întâmpinarea atât micului fermier cât și marelui fermier. Aveți întâlnire acum da? Cu medicii concesionari. Avem întâlnire, sigur, cu medicii concesionari. Și am dat încrederea că o să construiți ceva flexibil. Eu sper că... Să știți că noi cel puțin ce am până acum promisiunile de data asta de la cel mai înalt nivel, eu cred că lucrurile se vor concretiza, dar în același timp am discutat inclusiv cu președintele Colegiului Medicilor Veterinari, trebuie să facem o regulă pentru toată lumea. Ok, dar le în cadrul profesiei. Le ajuta să le crească și veniturile la medicii concesionari? Contra unor servicii pe care le fac. Deci se dă o sumă de până la 10.000 pe fiecare cabinet, dar nu ca ajutor social, ci în urma unor activități pe care le prestează în raport cu statul. Și vor avea și răspunderi în cadrul sănătății deci, animale? Știți la ce la refer, sănătatea animală, faptul că ei nu vor avea responsabilități pe industria alimentară. Dar pe partea de sănătate și acum au gândești, Dorin, gândește-te că ești medic veterinar. Tot ce înseamnă recoltare probe pentru monitorizarea tuberculozei, tot ce înseamnă recoltare probe pentru bruceloza ovină. Am eu ceva cu pesta porcină. Păi ajungem acolo, da? Haideți să ajungem după pauză, ca să avem timp să dezbatem așa cum se cuvine un subiect important. Pauză și revenim.